Bulevardul Timișoara, intersecție cu Moinești aproape. Locurile de parcate refăcute, vreau să trag atenția asupra copacilor, care trebuie să fie copac, loc de parcare, copac. Loc de parcare, copac, după cum se vede. Hai să mergem puțin mai în față să vedem ce s-a întâmplat cu copaci. Și cu bucata de pământ, da? După cum se vede, trebuie să fie așa. Dacă copacul e uscat, el trebuie replantat. Da? Ia uitați-vă aici, loc de parcare. Copacul a dispărut și nu doar că a dispărut, asfalt deasupra cu acordul ADP-ului. Că oamenii ăștia muncitorii de aici nu fac de capul lor. Deci cu acordul ADP-ului dispar copacii din București. Sectorul 6, aici se vede la fel, era un copac, vă spun că locuiesc în zonă. Asfalt peste, spațiu de parcare la fel. Aici trebuia să fie copacul care să facă umbră, da? Și nu numai. Măcar pământul și cu fâșie de iarbă. Nimic. Scos, loc de parcare, la fel. Aici nu se mai vede de mizerie. Și aici era un copac. După cum vedeți, ăștia au scăpat, chiar dacă sunt puțin mai uscați. Mă mir că nu i-a tăiat și pe ăștia de tot. Aici la fel era un copac. Deci avem mai mult de 4 copaci. Dragi cetățeni, 4 copaci, cel puțin scoși din 50 de metri. Gândiți-vă ce mentalitate are ADP-ul dacă ei dau aceste directive ca să se scoată copacii și să nu mai fie replantați. Deci nu aveam o problemă dacă i-ar fi scos de aici 4 copaci și ar fi replantat undeva aici, într-un colț, da, pentru mărirea spațiului de parcare. Sau, ia uitați-vă aici, ar fi putut să replanteze. Vă spun eu că nu e niciun copac replantat aici de foarte mult timp. Da, deci cerem autorităților să aibă în vedere că ne interesează spațiul verde și copacii și nu acel spațiu verde care este inaccesibil cetățeanului sau peluzele închise pe care le fac pe Valea Oltului, unde pot doar să admir. Da, mă interesează copacii, nu asfalt. Uitați-vă cum au dispărut copacii.